Uite, un pix de ăsta de șterzi memoria îți trebuie și ție, pupăză, ca să poți să o faci pe Betty să uite că te dorește. Ce n-aș da. Să pot și eu cu Teo. Te-ai cuplat cu Teo? Nu m-am cuplat, bă, cu nicio Teo. Eu am pe altcineva. Cum o cheamă? Că ai zis Teo. Și ce, mă, Teo vine neapărat de la Teodora? Dar de la ce? De la... Teoharia, mă. Teoharia. E, pasta de-o cheamă Teoharia, chiar vreau să o cunosc. Aduaci și să o vedem toți. Nu te sfătuiesc, că mi-am dublat doza de cei. Și dacă văd femeie, nu răspund pentru acțiunile mele. Da? Ce faceți, băieți? V-am adus niște fructe. Eu am treabă. Lasă-ți-o. Păi... Ce făceați? Vă culturalizați? Ce făceați? Da, ne uitam, adică eu mă uit la un film și Mârla nu-l citește. Mă rog, fiecare percepe cultura cum și cu ce poate. Mm-hmm. Și la ce vă uitați? La... Ah, Men in Black, l-am văzut! Da, și eu de trei ori. Dacă aș avea și eu un pix din ăla de șterzi memoria, mă, ce îi lași un pix în noi glucotorața aia de mămica? Numai așa, poate uită de mine și pleacă măsa la țară. Să-mi recupere și actele casei. Ai, nu zici că și eu i-aș șterge memoria lui Chiorete. Care memorie, fata, că e polițist? Sau a lui Pupăză, ca să uite că nu mă mai place. Da? Da, pix ca ăsta e numai în filme. Da, visam și eu cu ochii deschiși, că știu că nu-i mai atrag. Uite, unul pleacă la secție, altul la studio. E, lasă, lasă, nu fi chiar așa de pesimistă. Niciodată să nu spui niciodată. Îți faci și tu într-o zi o operație estetică și o să devii cu tot o altă persoană. Dar crezi că nu m-am gândit gogoașă? Crezi că nu m-am gândit, dar cu ce bani? Cu ce bani? Că eu n-am bani să traversez strada! Ce, au pus taxă și la traversare? Oh. Era o expresie, tăntălăule, o expresie! Ce vrei, bă? La cum ne conduc ăștia țara, mă aștept la orice! Bă, nu știu ce-i mai fac, mă! Nu știu cum să-l mai stimulești, că în ultima vreme e vlăguit! O fi stat prea mult în întuneric, tanti, și nu-și mai face bine fotosinteza. Ce să o facă bine, mă, că nu mai face deloc. M-a întărâtat de pomană. Mă gândesc să le eliberez. Să le eliberați? Păi da, ce să fac cu momăia aia? Când îmi dau târcoale atâția tinerei. Stai, eu nu mai sunt tinerel și sunt și eu obosit, că l-am păzit tot timpul. O, pastilatule, că nu la tine mă refeream. Am eu mușterii mei. Nu-i păcat de Mârlanu, că e într-o formă de zile mari în ultima vreme, nu zici? Păcat e puțin zis, e de-a dreptul bătaie de joc. Mai bine du-te, mata, după Mârlanu și mă duc eu să le eliberez pe scalțoni. Dai pe loc! Că nu putem să le eliberăm pe macarolare așa cu una, cu două. Nu putem? Normal că nu putem, tantalaule! De unde știm noi că nu o să vrea să se răzbune după ce le eliberez? Pentru că l-am ținut închis. Hai, bre, tanti, cine ne curea să răzbune pe matale? Dar cine a spus că vrea să se răzbune pe mine, mă? Poate vrea să se răzbune pe tine. Că pe mine nu poate, că sunt mai vânjoasă ca el. Și o să vrea să-și verse năduful pe altcineva. Mă duc să mai iau un lacăt. Stai pe loc! Că mă gândesc eu la altă metodă. Da, eu zic că ar fi mai bine să-i șterge memoria. Îi dai tu o carată la temelie, că da, ești vânjos, nu? Și ai și interesul să scapi. Păi da, tanti, dar eu nu știu să dau lovituri din astea care să-i șteargă memoria. Numai să-i... Ești praf. Bă, dar chiar nu există, mă, dispozitive din alea electronice de șterzi memoria? Din alea cum avea Will Smith în Men in Black? Ia, dale! Cum avea? A, avea așa ca un stilou lung care făcea o lumină puternică și ștergea toate amintirile. E, vezi, bă, că te pricep! Unde stă Will Smith ăsta? Zi repede! Tă, Toma la Hollywood. Bă, tu-ți bagi joc de mine? Păi ce, mă, vezi vrăjitoare că l-are pe mătură, zburăm până la Hollywood? Întrebe unul de-aci din România, din bătătură. Da, aici habar n-am. Auzi, dar nu mai bine o întreb mata pe Betty? Că, teoretic, toate nașpetele ar trebui să aibă așa ceva ca să le șteargă memoria la bărbații care le-au văzut goale, să nu rămână aia. Și eu de ce n-am? Cunoștință de un asemenea dispozitiv, ai?
Pentru că mata nu ești nașpetă, tanti. Au, iau-și. Mă dorulești, mă, mi se pare mie așa în ultima vreme. Tu ai devenit cam cuceritor, eh? Vezi ce înseamnă să păzești 24 de ore din 24 măciomeni? Te mă lipsești? Nu zici că ar trebui să-mi mulțumești? Ce? Ești la curs? Haideți! Ce? Se întoarce Betty? Nu-ți, e șofica! Păi și care e problema? Păi dacă se trezește tâmpitul ăsta de mârlanu și sare pătrânsa, o să mă gătuie o doroagă. Păi de ce ai chemat tu mă aici dacă ăsta a luat o raznă? Păi n-am chemat eu, fofăitule, vine trânsa, că i-a dat specialmente pe Petreușu un caz foarte grav ca să aibă ea nevoie de ajutor. Și ea, ca să nu bălească ea în spatele, a venit la mine să o ajut. Hai, ai și venit? Dar ce? Hei, e, într-un fel. Hai, așează-te, șați jos acelea, că așa trebuie, mă. La cazurile grele e bine să lucrezi afară. Că aerul curat îți oxigenează creierul. Dacă îți oxigenezi creierul, îți vin ideile la foc continuu. Cu oxigenul întreține focul ăsta continuu. Ok, Chiorete. Uite ce ne-au dat de medici. Nu se pot. Ba se poate, Chiorete, că au făcut-o special ca să mă țină la secție toată noaptea să-mi bălească în creier. Uite, numai când mă gândesc și mă simt udă. Tu chiar ești udă! Păi hai, ce nu să picure! Stai potolit aici, că nu poți să intri așa! De ce, Chiorete? De ce te-a pus tati să mă descalți la intrare? Că așa face acum safirii la nu, tine? Nu! Nu, stai să te copăr eu cu ceva! Chiorete, nu putem să rămânem aici, că se udă dosarul! Nu... Stai, mă, te copăr eu cu ceva ca să putem mai intra în casă, că nu vreau să afle Betty că ai venit la mine! Că știi cât puțin copăr, la. Betty e înăuntru? Nu, mă, dar am impresia că... Am pus niște camere în cântarea de supraveghere și știi că e puțin complet. Așteaptă mașina, că vine și te iau. Stai, așteaptă. Hai. Ce faci, măi, nebunit, măcar perfect ce ești? Șofica, nu eu! Băi, Șofica! Dar nu te super, nu? Nu mă super, tanti, dar zi odată că trebuie să ajung și la studio, că mă grăbesc. Ok, am nevoie de un dispozitiv de la de ștergi memoria. Arată ca un stilou și face o lumină puternică. Ai așa ceva? Ca ăla din Men in Black? Da, exact! Ai? Nu? Nașol. Dar poți să faci rost? Hai că am nevoie ca să-i șterg memoria lui Șofica. Să nu mai văd că suferă, că e la noapă macaronare, înțelegi? Hai că plătești oricât. Ba da, sigur că pot. Uai, ce bine! Dar să știi, e extrem de scump. Hai, lasă-mă. Că e o descoperire de ultima generație. Nu nimic, nu nimic. Pentru Șofica mea, plătești corchet. Eu nu mi-am permis să-l iau. Nu mi-am permis că nu am bani. Și tare aș avea nevoie. Că poate dacă îi șterg memoria lui pupă, să-l fac să mă placă din nou. Nu nimic, frate, că dacă funcționează, ți-l dă eu pe-al meu, nu? Da? Mână spană pe cealaltă. Ce bine. Tu nu mă fărăși de el. Și repede. Da. Pa. Asta e. Asta e, Betty. Nu fană, sunt cea mai mare fană a dumneavoastră. Lumea? Mă rog, a echipei, dar și implicit a dumneavoastră. Și tocmai de asta mă gândeam că aș putea să vă ajut să ridicați tribuna oficială, pe care vă doriți de atâția ani, nu? Doamne, sunt mogulit de intenția dumneavoastră, dar să știți că încă n-avem o tribună oficială.
Da, dacă era nevoie să o ridice cineva, e atâția bărbați în cadrul clubului care, frate, cu mine, să o ridice mama dracului, dar nu punem o femeie să ridice greutăți. Nu, domnule Mârlanu, nu m-ați înțeles. Nu. Eu vreau să vă sponsorizez, adică să finanțez construcția tribunei. Cu bani? Păi ce, se poate și cu altceva? Păi nu. Și noi ce trebuie să facem ca să... Păi să veniți aici lângă mine și să-mi prezentați proiectul și devizul estimativ. Asta e tot? Da. Două secunde. Nu pot să cred. De ce tocmai acum? Curcat, Antoc, o să creadă că mă dau la ea și rămân fără tribună. Curcat! Poftim? Ce? Da, calculat am vrut să zic. N-am calculat, adică am calculat, am făcut aceea... Un deviz, dar ca să nu știți că vă influențez eu sau Fabra Șmechin, uitați-vă dumneavoastră pe el. Bine, dar eu nu mă pricep la chestii din astea tehnice. Nici eu nu cred ce ziceți dumneavoastră, da, dumneavoastră. Da. Dumneavoastră să nu vă pricepeți care sunteți dita mai femeia... Sunteți o mică femeie, adică nu sunteți o mare femeie, dar mic, dar afaceri. O mare femeie, dar afaceri atâta. Ok. Dar e în interesul clubului dumneavoastră să veniți să vă susțineți proiectul. Să... Nu pot să-l susțiu, dar ce? Domnule președinte, eu am senzația că sunteți puțin cam neserios și nepoliticos. Îmi ignorați oferta. Ceea ce înseamnă că în condițiile astea noi nu putem lucra. Prosto! Măgarule! Nu cu dumneavoastră vorbeam, Duducuță, cu... Vorbeam cu... Tâmpito, că te strânge... Dar nu cum vrei tu, te strânge... Dar amigdale, să vezi cum e... Ha! Ba! Nu strânge! Domnița, noi înțelegem că v-a bătut fiara. Dar și aia e în căjnicie. Acu e sus, acu e jos. O fi fost și el supărat că a scăzut prețul petrolului. Sau lor pe enervat americanii. Dar eu sunt româncă, sunt compatrioată de-a voastră. Voi trebuie să mă ajutați. Ești româncă? Și te-ai dus după banii la arăbetele ăla. Ei, atunci da și-n dură. Da și-n dură, că-ți meriți soarta. Domnița, să nu ne înțelegeți greșit. Dar să știți că noi nu putem mai interveni. Că noi nu putem mai intra în religia voastră. Că este jihad. Nu mai bine bagi mătăruță divorț și să alegi un românaș de-al nostru, Neoș. Că noi românii suntem un neam pașnic. Noi nu bătem pe nimine. Ni la forba nu mai bătem pe nimine. Sunteți niște lași și niște incompetenți! Incompetenți, bă, și incompetenți! Bine că ești tu curajoasă! Da. Dacă erai tare îl mardeai, bă, ești româncă! Mm. Uite! A, dracu, ce ești! Înțelegi tu, doamne, ce vreau să zic. Să rămâne estimată și stifilitică, domnișoară. Asta și silfidă, domnișoară. Da, eu sunt, Mărlanu. Acela am sunat să-mi cer scuze. Da, mii de scuze. Dar ce zic eu, mii? Sute, dacă nu chiar două, trei scuze pentru comportarea mai devreme. Știți, eu sunt un timid incorrigibil și mi-a fost teamă să vin lângă dumneavoastră ca să nu mă făstăcesc în fața prestației și a dominației dumneavoastră. Ce teamă mine! Exact, să știți că dacă îmi faceți plăcerea de a reveni, am să fiu complet deschis și o să vă placă ceea ce o să vedeți. Cum? Sunt nus? Ce spital?
Nouă? Mă scuzați. Să rămâinile mult stimată și sfinitică domnișoară și silfină domnișoară. Eu sunt Bărlanu. Avea dreptate aia, bă, că sunteți niște incompetenți. Dar ce-ai fi frumos să facem noi ordine în familia Răboiului? Păi ăsta este alvenelul la spumele și, cum a zis Chiorete, declanșea jihadul împotriva noastră, ne arunca în aer. Ce vrei, să fii șef peste ruine, să ajungi tu erou? Da, șeful, ca Răboi ăștia e fanateci. Când e vorba despre religie și tradiție, păi nu te pui cu ei ferita, Hristos. Și dacă ne aruncă muierea secția în aer, că n-ați vrut să o ajutați? Ha! Zii, stețule, că femeile sunt de 1000 de ori mai răzbunătoare și mai curajoase decât bărbații. Și sigur e sătulă de viață dacă o bate la non-stop. Ha! Hai, ziceți! Vai, mergi! Cam simpluți? Ei, toate marile invenții ale lumii sunt simple, tanti. Becul vi se pare complicat? Sau roata? Ia uite! Da. Și cât face? 2000 de... lei? Păi doar atât? N-ai zis, făi, că faci o avere? De dolari, tanti, că-i comandat de la americani. Așa, că doar ei sunt dumnezeii tehnologiei. Cum de lei? Da, frate. Da. Păi și dacă zici că o costă 2000 de dolari, de ce scrie 5 dolari? Unde? Păi da, ce le-a făcut ei? Asta e... ce? E taxa de curierat. Atât a costat transportul. Da, păi ăștia nu vi mai cer, că a zis că mi-l împrumuta și mie, că o mână spală pe alta. Da. Dumneavoastră a zis, nu? Da, da, numai să funcționeze. Să nu fie dracu vreo făcătură, hai să-l încercăm. Stai, tanti, vrei să ne ștergem memoria? Să nu mai știm ce avem de făcut cu el? Ok. Nu merge, nu merge, nu nimic, îl dau înapoi, că se poate. Îl dau înapoi, dar nu... Ce zici? Așa la buzunar? Parcă sunt o intelectuală, a? Da, nu? Da, da, extraordinar. Zici că sunt academiciană? Da. Da, de bine, a? Foarte bine. Ok. Nu plec, dar ce problemă rezolvi? Păi nu te rușine, măgarule! Să mă rezolv cum te gândești tu, cu toate că nu mi-ar displăcea. E și cam crăcănată. Mărlane, tot spui viața în pericol. Asta mi-o pune, că încet, încet m-a transformat în Homo erectus. Fă ceva și salvează-mă, că să scap măcar câteva zile de erecție, că trebuie să semnez contractul ăla de sponsorizare. Dacă nu semnez, mă spăzur. Dar când ți se întâmplă minunea asta? De câte ori văd o femeie vie, că la măsa al gogoașă nu mi se întâmplă. Păi imaginează-ți că femeia din fața ta e maza lui Gogoașă și gata. Nu pot, că sponsorița e mai tânără și are și niște țățoaie cât vaca. Atunci imaginează-ți că e vacă. N-am atâta imaginație. Ăsta-i blestem. Uită-te la asta. Ce faci, mă? Uită-te la ăla. Păi să mă uit la el. Uită-te la el. Ce-i de-o face așa? Stai din gură și nu te mai mișca, uite-te la ăsta, da? Când ajung la 3, ai adormit. 1, 2, 3. Din momentul ăsta, toate femeile o să ți se pare niște vaci. Când îți spun pe nume, te trezești și faci exact așa cum ți-am zis. Orlane, trezirea! Faci! Dă-și mie o cană de lapte. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, te-am rezolvat. Hai! M-am rezolvat să rămână, rămân dator, pup copita. Hai, să trăiești, pa, la revedere. Ce faci, bupăză? Scuze-mă, m-a luat și somnul de când aștept. Da, dar o să vezi. O să merite. Mm-hmm.
întâmplat? Că... Mi-am adus aminte că am o întâlnire foarte importantă. Te sun eu, lasă! Iată! Ce e ala? Un stilou de intelectuale. Foarte bine, s-o stăpânești sănătoasă. E de firmă. Te rog eu frumos, citește tu ce scrie acela, că e foarte mic și eu nu văd. N-am ochelari la mine, ia, ia-mi. Ce-ai făcut de mie? Eu n-am făcut nimic, tu ai făcut poza. Cred că e un pix de spion cu aparat foto. Bă, ai făcut-o intenționat ca să mă orbești. E pentru treaba asta, o să te pedepsesc. Ia, voi și să fii, o să-mi putrezești aici. Ah, ce mă doroc, ia. Doruleț, alarma! Ce-a făcut? Da, da, nu fugi! Da. Al naibii de nemernic, nu fugi! Șopico, stai mă să-ți explic! Șopico! Yes, s-au certat! Acum e momentul! Băia! A venit iubitul! Pica! Ce-ai făcut, mă? Am salvat secția! N-ai zis tu că-i terorista? Sau tu știai că-i Sofica și-ai spus să... Apar n-am avut, mă! Sofica e răboaica? Da, de ce? Hai, naibii, să o scoatem mai repede de aici, că avem noi timp să aflăm! Hai, ia de ea! A, păi, dar nu vreau să țin eu de acolo! O, disperatule, că facem cu schimbul! Hai! Păi de ce te-ai uitat, deșteptule? Păi ca să văd când termin, că nu mai aveam răbdare. Dar să știi că eu te văd o vacă frumoasă. Bău! Teo, de ce mă jignești așa? Că tu m-ai făcut ca să te văd așa. Întinde-te pe pat. Dar stai că nu putem să facem nimic, că mi se pare zoofilie. Stai acolo, liniștit, că te repar acum, deșteptule. Uite-te la asta, da? Când ajung la 3? Da, știu, adorm. Dar fii atentă, să nu cumva să mă violezi în somn. Pupăză, vacile n-au simțul umorului. Uite-te la asta! 1, 2, 3, adorm! De acum, vacile ți se vor părea super femei. Când îți auzi numele, te trezești și faci exact cum ți-am zis. Pupăză, trezirea! Yeah. Ce s-a întâmplat? Sărută-mă! Te-am reparat! Tati, să știi că nu eu t-am lovit, nici măcar nu t-am atins! Jur, n-am făcut nimic! Ce, mama dracu, s-a întâmplat? Aoleu, maică! Cum ce s-a întâmplat? Ce? Nu-ți amintești nimic? Nimic? Cum adică nimic? Mi s-a șters memoria! Exact, tanti! Eu sunt un refugiat nemț de origine germană. Mi creda, lo giuro! Sunt aici prins de niște nemernici, niște oameni rei. Me țin în sclavia, vrea să-i lucrez pământul. Ca Izaura. Te rog frumos, ajută-mă să mă eliberez. Mă, tu ai nebunit, dar binele? Exact, din cauza persecuțiilor. Și nu mai răspund de faptele mele. Și-o care voiam să te eliberezi pentru bună purtare, macaronare! Dar nu, acum nu te mai eliberezi, că vă că ai luat-o răzda, ești parătură! Ești dus cu lopețica! Și dacă îți dau drumul, te duci direct la bubucica mea și faci și niște ce ne-a făcută! E, pentru treaba asta,
O să rămâi închis de avile acele, mă? Haide că am glumit! Tati! Am glumit, sunt eu șcăltone! Șansul tău, iubitor! Nu, nu, nu mă lăsa aici! Haide, nu știi de glumă? O, naibii de baba! M-ai făcut baba ca te profăi! Ce s-a întâmplat? Ai leșinat. De ce? Pentru că zi-mă tu. Pentru că te-a pocnit chiorete după cearta aia. Chiorete? Dar care ceartă? Că noi nu ne-am certat din coadă. Atunci din greșeală, pentru că te-a confundat cu arăboica aia care a venit să depună plângere. Dar păi și pe aia de ce ar pocniu? Pentru că e amantul ei. Că de-aia o bate bărbatul, că află care e amant. Exact, Sofica, exact. Pentru că ea a venit să-i ceară ajutorul și el l-a gonit-o de frica răboiului, să nu-l arunce în aer. Iar m-a bătut. Vă rog, ajutați-mă. Sunt și eu drăguță, vă rog. Dumneavoastră trebuie să mergeți dincolo la colegul nostru. Haideți, vă rog eu frumos. Așa. Ce faci, Sofica, unde duci? Vă apăr pe amărâtă, dacă o pocnește din nou. Da-te. Prind-o. Nu mă duc la căsară în aer. Ha! Nu ești toată bubă! Sofica! Deci adevărat, nemernicule! Sofica, bine că ai venit! Mă, Sofico, să știi că acasă nu eu te-am pipăit pe tine! Cine trimne cu Dămărlanu, eu numai te-am scos din ghearele lui! Nu la asta mă refeream! De ce nu a ajuns, mă, brută, dacă ți-e amantă? Amantă? Cine e dragă amantă? Amărâta asta! Asta? Asta e o netremnică de teroristă care a venit să s-a răspune că nu apărând de bărbasu! Dar ce stai să stâmpenii asta cu amanta? Mincinoși ordinari! Petreuși! Și tu ai crezut ce ți-au îndrugat ăia? Asta e o teroristă care a venit cu bombă! Bombă! Nu! Nu te spăci! Nu fi nebună! Chiorete! Asta e o bombă cu fum! Ce? O narghilea! M-am nenorocit! Și acum ce zic eu la asta când s-o trezi? Păi zicem că a pocnit-o bărbasul ca să se răzbune că a venit să ne ceară nou ajutor. Dar tu ai rezolvat problema și nu o să mai atingă nici cu floare. Cum dragi damnează am rezolvat problema că a lăsat o lată? Te duci iar pe Măregram? Unde ai fost nenorocit-o? Dacă mai ridici o dată mâna asupra mea, o să ai soarta lui Bin Laden. Bă, mă auzi, mă, măgarule? Păi tu ce crezi, mă? Că nu știu să mă apăr. Păi eu am 5 ani de zi și auziți-o. Dar am zis să păstrez tradiția poporului român, că noi suntem un popor pașnic, mă. Noi nu batem pe nimeni. Nici măcar la formal. Na? Liniștiți-vă că dacă n-a funcționat, nu e nicio problemă. Îl dăm înapoi, v-am zis că se poate. Îl dăm înapoi. Ba tocmai că a funcționat și era să-mi șteargă memoria. Nu-l mai vreau, e prea periculos. Cum funcționează? Păi ești nebun, se poate. Zici cine sunt, pupătă? Zici cine sunt! Zici cine sunt! Bună, bună! Vedeți șeful cum mă sabotează? V-am zis eu că trebuie să o dați afară! Bă, te auzi că ești nebună! Ce ai? Bună, frumosule! Ia să vedem ce mi-areți, că m-ai făcut curioasă! Nu se poate! Trebuie să mă concentrez la ce a zis Teo! E o vacă! E o vacă! E o vacă! E o vacișcară! Și tu ești un bou! Oh. Ah. Ah.
Ce tribună frumoasă avem, bunicule! Ia uite și steluțele de la nocturnă cum se învârtesc ele! Iertare, doamne, iertare! Dați-ne nouă bomba aia să o dezamorsăm, vă rugăm! Păi nu e asta bomba, amărât! Eu sunt, dar una super sexy, pe care nu o să puteți voi să o dezamorsați niciodată! Sofica, tu ți-ai bătut joc de... Voi nu v-ați bătut joc de mine cu chiorete? Sofica, tu mă pedepsești pe mine, dita mai șeful? Nu vrei să-i zic lui Don Chester să o facă? A, nu, nu, pedepsește-mă cât vrei, chiar îmi place! Și eu vreau, și eu vreau! Și eu, și eu, și eu! Și el vrea! Te duci tu, iartă-mă, reclam. Unde ai fost, nenorocit-o? E blând, Mielu, e blând, îl știm. Unde ai fost, nenorocit-o? Te omor! Să vezi ce bătaie îți dau! O să-i soarta lui Bin Laden! Păi, tu dacă... Stai mă, tu te duci înainte să te lovezi, nebunule. Știe că vine, știe că vine, dar eu s-a dus săracul în calar tata.